Degeaba am ajuns unde am ajuns, pe cuvântul meu. Băi, de ce sunteți abonați la mine? Așa, calilor, ce faceți? Memori cu sleep, eu sunt sleep. Pentru că s-a abonat foarte multă lume la mine în ultimul timp, vă mulțumesc. Nu o să zic pentru cei noi ce se întâmplă. Mimor cu Snick este o serie care datează de vreo 2 ani, unde eu îmi pierd 20 minute din viață uitându-mă la Mimor. Nu glumesc, este cea mai tare serie. Avem grupul 90.000 de oameni aproape. Fraților, o să facem 100.000 de oameni. Au ce-o pregătit aici, mă, salut frate meu. Struguri direct și mă uit la Mimor mâncând struguri. Cum am zis, dacă mai vrei să facem Mimor, haideți să facem peste 20.000 de like-uri, pentru că cam asta e seria. O tot spamez și mi-e frică să nu o spamez până nu mai merge. Așa că dacă mai vreți, vă aștept și în grup. Ia uite, dă să dau accept acum la oamenii noi din grup. Aprobă tot și dacă vreți, să-l aveți în ciormă. Primul mim. Da, stau pe furnal, nu? Sau pe sobă, cum se zice în română, furnal de ăsta, furnace, nu? În Minecraft. Eu am cerut mimuri cu Minecraft, așa că vă mulțumesc. Ce bus mi-a pus. De unde sunt ăștia de pe food shop cu codul Snick 10% reducere care merge la produse deja reduse, practic ai dublă reducere? Cred și eu că sunt de acolo, da. Ultimul meu neuron la testul ăla nesimțit de mate. Ja, calule, du-mă, du-mă, dorule. Băi, deci mie cu zi, bă, dar asta e vechi, cred că o știam. Vă mulțumesc pe acum pentru tot suportul la clipuri în ultimul timp. Băi, fraților, voi vă vine să credeți că s-ar putea, dacă o ținem așa, să facem 2 milioane de abonați până la finalul anului. Băi, stirea, mă, veri, ce să fac, mă, veri, la 2 milioane de abonați? Eu m-am gândit să fac, nu știu, să închiriez un câmp și să mergem toți acolo, nu știu, să stăm, atâta. Dacă dau bani să-l închiriez, facem doar atâta, stăm. Mai ziceți voi, prezent, Snick! Și zic eu, hai, noroc, să-l ai în cior, mersi că ești abonat. Na, nu se poate așa ceva. Nu, nu există așa ceva. De ce sunt doar exploratoare? Nu, nu, nu. Doamne! Cel mai bun mim. Bă, cum ajungeți, mă, la clipurile astea, mă, veri? Cum Dumnezeu ajungeți așa vechi? A, uite păr aici la Sniculeț în clasa câta? 6 era. Uite păr aici la Sniculeț. Ei, mami, vreau și eu la doar exploratoarea. Nu, avem doar exploratoarea acasă. Snick la antrenament. Nu cred că s-a gândit genul asta. Nici eu nu cred, Elena Iasmina, nici eu nu cred. Mă, ce e asta, vede? Nu cred că există așa ceva. Bă, vede, s-a sio. Bă! Bă! Wow, giat! What the fuck? Bă, ce s-a întâmplat, mă, vede, cu AI-ul ăsta? Avem Tyler Dance de la Snick înainte de GTA 6. Snick în jocul fără. Man! Și cu melodia asta cât de greșit. Oh, all I ever wanted. Bă, de ce mă face de rima? M-ați făcut și pipul ăla data trecută de l-am pus în thumbnail. Mă, frate, ce mimuri sunt astea, mă? Oricum mi-am dat seama că este o serie foarte narcisistică, așa, sau cum se numește. Pentru că, bă, eu mă uit la mine și voi vă uitați la voi cum eu mă uit la mine. De ce se uită oamenii cum eu mă uit la mine? Și râd la mine și zic, mamă, ce frumos sunt eu. Bă, de ce sunteți abonați la mine? Primul meu mim. What? Bă, nu! Cine este? Ai dau ce? Vladimir, acum îți dau, cum îți dau? Dacă mi-ar merge calculatorul să trească familia, tap-tap în gerați, mi-au calculator, de ce nu merge? Este legit cel mai tare mim din viața mea. Cred că așa zic la fiecare mim, nu? Snick cindășa fără noua lui casă. Pop, cum ești neapă după ce te-ai chișet în ea? Sigma move, Sigma male, yes, yes, I'm the Sigma. După ce a schimbat culoarea la apă la mare și au plecat toți oamenii din jurul meu, da. Bă, deci de acum vreau să li pun pe Instagram, pe story, după ce termină clipul. Pe cele mai buni care le-au plăcut, mie li pun pe story. Nu uitați să dați un follow pe Instagram. Creștem și noi Instagram-ul ăla, vă mulțumesc. O nouă emoție! Noua emoție. Deci descrie emoția asta. Explică-i la psiholog cât tu simți asta. Să zic, mă, băiatule, ce simți, mă, băiatule? Zim și mie, descrie-mi să te pot ajuta. Doamne, zâd, 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 zâd. Asta zim, doamna, stați-mă. Demonii, vocile. Bă, fraților, vă dați seama că în mod neironic îmi curge nasul. Dar eu crăp de cald, deci nu mai pot de cald, n-avem un aer condiționat în casa asta. Băi, fraților, hai să facem noi o rată, ne luăm un aer condiționat. Bă, murim, mor de cald în casa asta. Bă, vă dați seama câte sacrificii fac? Eu nu pot să deschid geamul când mă uit tot cartierul, cât țip tare. Și stau cu geamul închis și mor de cald aici, dacă nu-mi curge tapele de pe mine. Dacă nici asta nu merită un like...
Mă, da, uite-te la mine când vorbești cu tine. Tu. Uite-te la mine când vorbesc cu tine, n-auzi? Da, mamă. Mamă, scuze. Îmi dau seama că Mimur Cuznic a devenit așa un fel de, nu știu, așa, o zi la terapeut, știi? Mai vorbim mama aia, mai mă uit la un mim, mai pun un titlu, mai pun un episod. E așa, lejer, nu? Pofte, pune mă ta la poze ca amintire. Când am făcut poza asta, nu mai știu unde eram, în Barcelona. Exact de asta am făcut-o. Mamă, dar ce muscă mi-a intrat, trăiască familia mea de muschi. Deci dacă o mor, domnule, am de abonați acum. Aha! Tam tam taram tam taram tam taram. Oh, merge! Veri. Deci aia este noul meu de animal de companie, Măriuca. Salutați toată lumea pe Măriuca. Este musca mea de companie. Ce părere aveți? Hei, Măriuca. Uitați-o pe Măriuca. Măriuca. Măriuca, ce faci? Ai că sunt tastatură. Avem muscă de companie înainte de GTA 6. Nu există așa ceva. Bă, nu se poate. Măriuca, stai cu mine cât fac clipul ăsta. Zăi, Măriuca. Toată lumea, Măriuca în comentarii dacă vreți să mai facem clipuri cu Măriuca. La 3000 de comentarii, o luăm pe Măriuca înapoi. Ia să vedem. Mă, ce-o scris? Mi-e foame. Mi-e foame, mere. Mă, cum e așa bine. Mă, este cel mai tare meme pe care l-am văzut. Cred că am zis asta de 3 episodul ăsta. Așa se traduce ce am eu pe spate, mi-e foame. Simt că ar trebui să apreciez mai mult acest meme, pentru că a fost prea creier. Oricum, Andrei este moderatorul grupului. A, uitați-vă pe moderatorii mei, mă, bere. Uitați-vă aici, cei mai tari moderatori. Fii atent aici. Oh, băi, deci pentru asta muncesc. Deci eu, în viața asta, pentru asta muncesc, fraților. Așa cum sunt așa eu și în viața asta, vreau să fac o căsuță ca în Minecraft, un grăjduleț, un căluț. Pentru asta muncesc, mă, fraților. Deci dacă eu, când o zam eu căsuța mea, nu-mi fac așa un tablou de la strict cu Minecraft, așa și cu mine e Minecraft, degeaba am ajuns unde am ajuns, pe cuvântul meu. Ia uite, bere, aici, mim. Bă, bere, te încătușează poliția tot. Poliția, uite, domne, aveți grijă un pic, nu aici, că am concurs de asta mine. Hei, Danny, ce faci, te pui cu mascații? Oh, de la gaze. La gaze. Ia uite, veri, m-au făcut ăștia golem. Bă, dar voi ați luat în serios când am zis că vreau mimuri cu Minecraft? Bine, chiar vreau, dar nici chiar așa. Minecraft ai vrut, Minecraft ai primit. Ia uite, mim din Minecraft. Stau și mă pup pe băncuța din Minecraft. De stone brick. Ia uite aici. Uite aici, am făișor. Și stăteam și ne pupam sub un nuc, ne îmbrățișam. Ia uite aici, am făișor. Iată ingredientele alese pentru a crea fetițele perfecte. Dar profesorul Utonium a adăugat din greșeală încă un element. Simt curna, ziceam. Elementul X. Așa au apărut fetițele Powerpuff. Ce e la mă? Că v-aș ruga să vibrați cu mine pe o melodie înainte să începem. DJ Sneak on the mix. Lumea cu mâinile să faci. Să știți că dacă n-apareați vlog din cauza lui frate mie, fiindcă bulangiu mă luați să fac poze și o să te-am și editam. Așa că știți pe cine să înjurează, da? Mai gata, cioată. Cine este norocosul care va veni cu mine azi în misiune și... Cioată! La ce Dumnezeu m-am uitat? Ok, dacă vă întrebați unde este acest outfit, este exact de pe Foodshop cu codul SNEAK, 10% reducere, care merge la produsele deja reduse, practic aveți dublă reducere și aveți categorie specială de pagine de reduceri pe Foodshop și puteți să vă luați de acolo și băgați codul și mai aveți o reducere. Vă mulțumesc mult de tot, trebuie să-mi iau și o aer condiționat și vă mai zic și eu de asta. Mulțumesc! Sunt țară după ce lovești, dar scapă! Efectiv măriu ca verea cu câteva minute, mă veri. Oare poți să o setezi ca background? Ia. Denis, asta e. Sperăm să-ți placă cadoul meu de ziua mea pentru tine. Vrei să-ți pun și sos la cartofi? Ia uite. No, nu ios de care sos? Sos. Ia aici. Ia tu. Uai, ce s-a terminat așa repede. Pov, mama după ce am dat o palmă surorii mele. Stai ca stai. Mulțumită pentru ce ai făcut. Îți convine că ai făcut asta cu Vitale? Trebuie doar să fiți sănătoase. Ești mulțumită cu adevărat? Îmi plac așa de mult trendurile astea. Mi-am făcut și eu, mă, pe TikTok. Uitați aici că eu zici că sunt fanpage pentru mine. Fiți atenți. Ia uite aici ce mi-am postat eu, da? Ia zi, Mihai. Îți plac săracile? O câștigat vocile, mă, bine. Dar curățuștele v-ați jucat? Mă, veri, mă uit la mine și bă, eu mi-am făcut asta ca idei. Vă aștept și pe TikTok, eu am făcut asta. Gen, sunt, bă, sărata rău de tot, mă. Pe TikTok ce-mi place, eu dau repost. Bă, îmi plac multe tipe astea de pe TikTok. Fiți atenți și mimuri, ia. This motherfucker.
nimeni nu deține melodia asta. Yo. Bă, faptul că lumea stă până la final și știe de melodia asta, deci mă face să mă simt foarte bine. Deci este prea tare că lumea chiar stă până la final și ascultă melodia asta. Ia uite, 50.000 de like-uri? Băi, eu nu fac atâtea, mă, vere. Hai, după Luiza și cum o cheam pe aia, Maria? Cum adică nu știi, bă, Rex? Hai! De parcă am chef, am altă treabă. Bă, ce random. Ce s-a întâmplat? O, nu, au fugit iar, o să le, o să am eu de coșocul lor. Cum au plecat iar? Arătătorul și dai peste deget. Cine e simțită? Cum să meargă mai pe banii mei? La crășma din satul meu. Așa și pornește lata. Taci! Ia uite! Spune-mi bucătărie să facă cafea și ghicește ce cafea nu mai era și ți-a adus apă. Și știi ce? Nici măcar nu mai era apă de la izvor, era apă cumpărată. Și am beut, era sete. Am beut, am pus cafeaua, simțeam că nu-i bine, dar am beut. Bă, veri, nu se mai poate. Bă, vă mulțumesc mult pentru toate editurile. Le-am dat, le dau ripost aici. Sunt prea amuzante, mă, uite, mi-a dat lacrimi. Cred că stres și obosit în același timp, dar sunt foarte amuzante. Mimuri cu Snic, lecții de viață. Bă, sincer, am cam uitat de mimuri. Dar n-ai cum, când lumea își cere numai lecții de viață, n-ai cum, mă, veri, de-aia eu încerc să mai postez. Mă rog, acum ăsta încă nu e postat. O să vă zic așa pe scurt. Noi o să plecăm, eu și cu Andra, plecăm vreo lună aproape din țară. Plecăm în altă țară, încă nu vă zic unde, dar ăsta cred că-l postez până plec și o să filmez în avans, o să pun și lecții de viață și o să așa. Dar uite așa, lumea cere doar lecții de viață și fac mai multe episoade care nu-s doar lecții de viață. Dacă nu o să pot să fac lecții de viață mereu, că o să fiu plecat. Vă zic de pe acum, vă anunț pe voi care ați ajuns până aici. Care ghicește în ce țară plec? Îi dau follow pe Instagram. Eu, mama, hai să-mi dai și mie 3 lei, ce înțelegi, mama? 75.000 de euro! Băi, un apartament și un apartament, un apartament cu 3 camere, făcut frumos, băi, aici să n-am parcă un teren, 2 hectare, 3, plantați, îmi fac o hală. Ce se întâmplă, bă, de banii ăștia, bă? Bă, prea amuzant, bă, de unde aveți ideile astea, mă? Eu nu mi-aduc aminte când zic toate astea și când le văd așa, coase din context, zic, bă, când Dumnezeu a zis asta, mă? Hai, bă, și eu, hai și eu să încep. Mamă, după 4 luni, ce gustare, mă, mă, e, mă! Minim 7 luni mai mănânc. Bă, el mănâncă poșă-n potato! Dar ce sugerez eu? Să încep mai întâi ceva cu pâine. Pâine? Cu pâine, pentru că ăla mai baci. Bă, se stăm într-un village. Bă, este prea tare. Varianta asta e mimuri cu Snic, varianta Minecraft. Cred că trebuie să fac mimuri cu Snic, varianta Crăciun, varianta vară, varianta Minecraft. N-am fumat vreodată. Stai, deci... Ăștia mă vor la răcoare. Cu o dusnic pe fuță. Osul din ciorbă. Mă, veri, ce Dumnezeu e asta, mă, veri. Mai folosiți gotuznic, dar mai luați-vă și o ciorbă veri, mai luați-vă o supă, have it in your soup, să-l ai în ciorbă. Pov, îl vezi pe prietenul ăla răcit pe plajă. Și pe ăla pe care are să-ți dea datoria, îl vezi că se plimbă cu mașina și se pune istoriu așa, știi? Cum conduce. Și el are să-ți dea bani. Uite, am uitat să mănânc struguri. M-a uitat să mănânc cu gura deschisă, dar nu pot să vorbesc acum. Cam asta este mimuri cu Snic. Vă aștept pe toți în grup. Eu accept cererile la toți. Ca să faceți mimuri, să ne facem 100.000. Mai are cineva 100.000 grup mimuri cu el pe Facebook? Nu! Și vă zic de pe acum, ca să nu mai. Băi, fraților, deci eu vreau să postez lecții de viață, numai că nu pot să postez lecții de viață, lecții de viață, lecții de viață, lecții de viață. În primul rând că nu-i frumos să profit atâta. Și în al doilea rând că, bă, nu, e rău. Dacă fac doar lecții de viață, eu când o să postez altceva în afară de lecții de viață, nu o să mai uite nimeni, înțelegeți? Trebuie să fii cu cap. Dacă postez și lecții de viață și vă că vă uitați și la alt clip pe care îl postez, gen ăsta cu mimuri, după o să zic, a, deci lumea nu se uită la mine doar pentru lecții de viață, se uită la mine pentru că sunt Snic, nu? Atunci o să le mai dau lecții de viață. Așa că, ca să înțelegeți, deci o să mai dureze între episoade. Plus că durează mult până le acceptă ProTV-ul, ca idee. Alo, ProTV-ul? Vă aștept și pe Instagram și pe TikTok, pentru că sunt foarte pregătit să dau cu clipuri acolo. În prostie, în prostie. Așa că vă aștept să râdem. Mă rog, să râdeți.
mă rog, să râd și acolo. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați luat timp să faceți meme-uri. Mulțumesc foarte mult moderatorilor care au stat și le-au acceptat pe fiecare și le-au revizuit și le-au așa. Aveți link-ul lor în descriere. Mulțumesc mult. Și până data viitoare, eu ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Pupu!